Asculți Nutriție Autentică la Radio Terra Nova. Pași spre cunoaștere. Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Nutriție Autentică. Gazda voastră, ca de obicei, Bogdan Șoltuzu, profesor doctor, nutriționist. Tema emisiunii de astăzi este echilibru și vindecarea prin Ayurveda, o călătorie în medicina tradițională. Într-o lume plină de tehnologie, inteligență artificială și agitație, oamenii caută tot timpul soluții pentru a-și menține sănătatea și echilibru mental. Ayurveda, un sistem de medicină tradițională veche de mii de ani, oferă o perspectivă unică și holistică asupra sănătății și bunăstării. În această ediție specială a emisiunii noastre, ne bucurăm de prezența doamnei dr. Andreea Hampelbinder, un om de excepție și un veritabil specialist în yoga și medicină ayurvedică. Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua! Mă bucur să fiu prezentă la emisiunea dumneavoastră și abia aștept să împărtășesc câte ceva din ce am aflat eu. Sigur că da! Deci împreună cu doamna Andreea vom călători în trecut pentru a înțelege originele acestei înțelepciuni vechi și vom descoperi cum poate să transforme Ayurveda și să îmbunătățească calitatea vieții noastre de zi cu zi. Doamna Andreea ne va explica principiile și filozofia care stau la baza Ayurvedei și cum această practică ancestrală poate îmbunătăți sănătatea noastră într-un mod holistic. Prima întrebare ar fi, ce este medicina ayurvedică pentru cei ce nu știu sau nu au auzit de acest lucru și cum se diferențiază ea față de alte sisteme medicale tradiționale? Ayurveda este medicina indiană și este veche de mii de ani. Deci ea a fost revelată de înțelepții Indiei pe parcursul a mii de ani și Ayurveda ia în considerare omul ca întreg, deci nu doar corpul fizic, ci ia în considerare și energiile, și emoțiile, și gândurile, și mai ales spiritul. Că noi nu suntem doar corp fizic, suntem mult mai mult. Și atunci trebuie să ținem cont de toate aceste aspecte ale omului ca să reușim să-l menținem sănătos. Sau Ayurveda pune mai mult accent pe prevenție decât pe tratarea bolii, fiindcă prevenția este în primul rând mult mai ieftină și nu este dureroasă, că atunci când a apărut deja boala, atunci este deja mult mai greu să revenim la un echilibru, da? Și boala de obicei aduce și suferință cu ea, așa că accentul ar fi mai mult pe prevenție. Și în Ayurveda există trei tipuri constituționale de bază. Aceste tipuri constituționale nu sunt pure, deci foarte rar există un om care are doar un tip constituțional. Sunt amestecuri, dar este bine să știm cam ce tip constituțional avem noi, să zicem, majoritar și de ce trebuie să ținem cont ca să ne menținem în echilibru. Și tipurile, aceste trei tipuri constituționale sunt următoarele. Vata dosha, Pitta dosha și Kapha dosha. 3. Vata dosha este caracterizată de mișcare. Deci este o energie care mișcă totul. Mișcă, de exemplu, respirația, mișcă sângele în corp, mișcă transformările celulare ce se întâmplă în corp. Și mișcarea fizică este guvernată. Și gândurile, mișcarea gândurilor. Tot ce se mișcă e guvernată de Vata dosha. După aia, Pitta dosha este caracterizată de transformare. Persoana Pitta este mai focoasă, plină de căldură, și Pitta dosha guvernează mai ales procesele digestive, deci transformarea la nivelul tubului digestiv, da? Deci focul digestiv ca să digerăm mâncarea, sucurile digestive și după aia transformarea acestor principii nutritive în principii care se asimilează în corp. Așa și Kapha dosha este caracterizată de structurare. Deci ea structurează în corp, este foarte activă în copilărie, de exemplu, când se dezvoltă mușchii, oasele, da, tendoanele, creierul, toate țesuturile. Da? Ea structurează, deci ea ajută la depunerea sau folosirea materiilor nutritive care le-am mâncat să se asimileze în anumite părți ale corpului unde avem nevoie de ele și ea, dacă este în exces, de exemplu, produce mult mucus. Dar mucozitatea, de exemplu, este necesară la tubul digestiv, de exemplu, să protejeze mucoasa gastrică de acidul clorhidric, da? Fiindcă sucul digestiv conține acid clorhidric. Și acest mucus protejează mucoasa gastrică de acțiunea acidului clorhidric.
Da? Dar acest mucus este și în salivă, protejează cavitatea bucală, este și în cavitatea nazală, da, în nări, ca să le mențină umede, este și în ochi, ca să rămână umezi și așa mai departe. Deci acestea ar fi cele trei tipuri constituționale de bază și ca să ne menținem un echilibru, este bine să știm fiecare tip constituțional cam ce e bine să facă și ce e bine să evite. Am înțeles și atunci o să vin cu o întrebare care este în completare a ceea ce spuneți dumneavoastră. Care ar fi principiile de bază în ceea ce privește alimentația? Că suntem la o emisiune de nutriție și cred că este bine să aducem în discuție și acest aspect. Da. Aici este foarte complexă tema, deci ar fi foarte mult de povestit. Dar așa în mare, de exemplu, tipul constituțional Vata. El este caracterizat de mișcare. Deci tipul constituțional Vata este de obicei un om mai subțire, mai osos poate, adică când este dezechilibrat se poate zice că este piele și os. Deci are puțin țesut adipos sau aproape deloc și are și destul de puțin țesut muscular. Da? Și este subțire, așa îi se văd articulațiile când e dezechilibrat, e uneori puțin disproporționat. Și atunci energia asta mișcării o predispune pe ea să fie foarte interesată, așa exuberantă, să aibă multe gânduri, să fie creativă, să-i vină multe idei și tocmai din cauza asta ea nu prea are răbdare să stea la o masă, să aibă 3 mese pe zi constante, deși ea ar avea nevoie cel mai mult să mănânce constant și regulat și suficient, dar ea fiind așa exuberantă, da, cu mișcare, așa ca vântul în natură, da? Ea este tot în mișcare, o interesează multe, are mulți prieteni, se exteriorizează foarte mult și tocmai din cauza asta nici nu mănâncă bine, nici nu mănâncă suficient, că chiar dacă se apucă de mâncare, poate mănâncă 3 gurci pe aia, îi vine o altă idee, se ridică de la masă, poate nici nu se așează la masă, da? Ci mănâncă așa plimbându-se prin bucătărie sau prin sufragerie. Da? Și tipul constituțional Vata ar avea mare nevoie să mănânce bine. Da? La ea fiind așa vântul, adică mișcarea în exces, ea are nevoie de alimente onctoase, de exemplu, da? Mai grase. Bineînțeles, aici trebuie să știm care feluri de grăsimi sunt benefice și care trebuie evitate. Da? Dar în principiu ea trebuie să mănânce alimente uleioase, onctoase, unt, știu eu, cașcaval mai gras, așa, să mănânce și ceva consistent, da? Dar aici domnul Bogdan o să, adică el știe ce alimente trebuie combinate între ele, de exemplu, și mesele să fie regulate, da? Dar mare atenție, problema este că tipul constituțional Vata, fiind așa exuberant și își epuizează repede energia și focul digestiv este mai slab. Și atunci este mare nevoie să se observe tipul constituțional Vata, să vadă cam cât poate să digere deodată, da? Că, na, aflând că trebuie să mănânce mult și bine, mănâncă 3 porții de, nu știu, ceva consistent și nu poate să digere. Și atunci iar e o problemă. Da? Deci trebuie să se observe cam ce porție poate să mănânce și să mănânce mai des. Da? Să se observe cam când a digerat și după aceea să mănânce din nou. Deci tipul constituțional Vata n-ar trebui să simtă foame niciodată. Sau când începe să-i fie foame, trebuie să mănânce imediat. Fiindcă altfel își epuizează rezervele vitale, da? Și ea se exteriorizează și face multe lucruri, da? Și nici nu le face în mod regulat și așa cum ordonat cum ar trebui, ci le face haotic, da? Își pierde energia și atunci este epuizată. Deci dacă îi apare foamea, are mare nevoie să mănânce. Și dacă observă că e obosită, are nevoie să se odihnească. Nu să bea o cafea și iar o ia de la capăt. Da? Fiindcă asta i-ar face extrem de rău, fiindcă se epuizează. Își epuizează rezervele vitale. Dacă, de exemplu, face efort fizic mare, poate chiar și leșina. Da? Fiindcă nu mai are rezerve vitale. Deci efortul fizic, atenție la tipul constituțional Vata, efortul fizic mare nu este voie, doar așa regulat și cu măsură. Cu măsură. Ea trebuie să se simtă, să se observe, să fie conștientă de starea ei și atunci când simte foame să mănânce, când se simte obosită, să se odihnească.
Da, ea are nevoie de somn suficient. Este extrem de important să se odihnească suficient. Din păcate, tocmai energia mișcării o face pe ființa vata să nu poată dormi destul de bine sau să se trezească mai des, care este iar o problemă care nu-i face bine, fiindcă nu se odihnește, nu-și face reface rezervele vitale. Da? Deci aici trebuie să fie foarte atentă ființa vata, cum își dozează efortul și cum reușește să-și refacă energia vitală. Din punct de vedere al alimentației, deci să mănânce mai unctuos, mai consistent, să evite, de exemplu, condimentele iuți, că le agită și mai tare. Deci tot ce, în general, condimentele nu prea, mai degrabă condimente verzi, gen mărar, busuioc, știu, din astea mai naturale, și nici sare nu prea multă, fiindcă și sare agită. Tipul vat are nevoie de liniște, de calm și de un mediu ambient liniștit, calm. Dacă are un serviciu în care se agită foarte mult, nu-i face bine. Da? Deci mai degrabă un serviciu liniștit, unde își face treaba, da? Să nu aibă, de exemplu, are nevoie să evite cafeaua, fiindcă această cafea agită. Ea nu are nevoie de agitație. Din contră, ea are nevoie de liniște și are nevoie și să bea apă suficientă, da? Fiindcă mișcarea, vântul usucă. Ea are piele uscată, poate să aibă gură uscată, da? Păr uscat și atunci are nevoie să fie hidratată suficient și să aibă și destule uleiuri sau grăsimi în corp care să ajute la funcționarea bună a întregului sistem. Următorul tip constituțional, Pita, este caracterizat de foc. Da? Tipul constituțional este o ființă, adică tipul Pita este o ființă mai musculoasă, mai sportivă, de obicei relativ bine proporționată, da? Dar are mult foc. Ea are nevoie să se miște, să se exteriorizeze și ea, da? Să facă, e foarte competitivă, da? Sportivă. Ea trebuie să aibă dreptate, e de multe ori dominatoare dacă nu este echilibrată, da? Și atunci și ea, ca și tip constituțional la alimentație, trebuie să aibă grijă ce mănâncă. Ea are apetit bun, da, față de vata care nu prea are apetit uneori, da, ea are apetit bun, poate să mănânce bine, da, dar și ea, de exemplu, fiind focoasă, trebuie să evite alimentele iuți, alimentele fierbinți, da, și are nevoie să bea suficientă apă. E foarte important ca acest foc să fie temperat de apă. Deci, de exemplu, tipul constituțional Pita nu are voie să țină post fără apă. Da? Dacă ține post fără apă, e foarte rău. Nu are efect bun postul, fiindcă această apă trebuie să hidrateze bine și să elimine toxinele. Da? Deci ea trebuie să aibă grijă să mănânce și ea bine, nu foarte gras, nu foarte dulce, de exemplu, nici foarte condimentat. Dar la ea, mai ales apa, e importantă să bea suficientă apă și ea să se odihnească, da? Și să se tempereze puțin cu această competitivitate. Da? Fiindcă și prin aceasta ea poate să-și epuizeze resursele vitale și nu e bine. Deși ea are mult mai multe resurse vitale, da? E bine să facă sport, dar nici exces. Da? Deci să găsească calea de mijloc, cumva. Așa? Și la tipul constituțional Pita, pardon, Kappa, al treilea tip constituțional, ființele Kappa sunt de obicei puțin mai plinuțe, mai rotunjoare. Când nu sunt echilibrate, sunt chiar masive și mai grase. Da, și ele sunt mai lente, mai calme, mai liniștite. Da, deci ele structurează, ele au, de exemplu, oase solide, țesut muscular bine reprezentat, mușchi bine dezvoltați, piele mai onctoasă, nu e uscată, de exemplu la vata e piele uscată, păr uscat. La Kappa este pielea bine hidratată, e mai onctoasă, părul. Da? Și ei sunt de obicei și ca persoane așa mai lente, mai calme. Pentru ele familia e importantă, să fie fiecare bine, să se simtă bine, confortul este important. Doar că ele au tendința, când sunt dezechilibrate mai ales, să mănânce mai mult. Da? Și tipul constituțional, Kappa, trebuie să aibă mare grijă la mâncare, fiindcă ele se îngrașă foarte ușor. Da? Deci ele trebuie să evite să mănânce prea des, da? Și la ele ar trebui să fie
preponderent în alimentație salate, legume, fructe, cu puțin ulei, nu mult, da? Lămâie, da? Bineînțeles, hidratarea e importantă și la ele, da? Dar la tipul constituțional, ca apa, se pot folosi condimente. Da? Fiindcă aici ele au nevoie și să le ajute și la focul digestiv, da? Și să nu fie chiar așa de molcome, chiar așa de lente. Da? Și ele, de exemplu, când se dezechilibrează emoțional sau când au probleme, nu prea se exteriorizează, doar că atunci au tendința să meargă la frigider să mănânce. Da? Și asta nu este bine deloc. Deci dacă le apare pofta de ceva, să mănânce fructe. Da? Să nu mănânce dulciuri, să nu mănânce alimente grase, foarte consistente, fiindcă se depune foarte ușor grăsimea, da? Pun în greutate și atunci e foarte greu să slăbească, fiindcă ele nu prea au tendința să facă sport. Astăzi, ele sunt calme, liniștite, ele mai degrabă stau, citesc un ziar. Dacă fac plimbare lent, încet, nu vor să meargă cu bicicleta, nu vor să meargă la alergat, ele n-au interese de genul ăsta. Ele sunt calme, liniștite, își văd de treabă, le place să gătească, de exemplu, să gătească lucruri bune, să guste de multe ori. Și asta nu le face bine, fiindcă depun. Ei depun foarte ușor. Da? Și atunci, deci, cu mâncarea la tipul constituțional K trebuie avut mare grijă să nu se depună lucruri. Da? Deci, astăzi, de obicei, suntem tipuri constituționale mixte, dar mulți avem predominanța unuia din tipurile constituționale. Și atunci, dacă ne observăm la una din aceste predominanțe, să avem grijă cum facem, ce mâncăm, dar nu numai la mâncare trebuie să avem grijă, și la întregul stil de viață. Da? La somn este foarte important. Tipul K are tendința să doarmă mult, el poate dormi bine, n-are nicio treabă. E mai, na, să zicem, leneș, cu ghilimele din fire. Nu-l scoate nimic așa de ușor din sărite. Asta e un lucru foarte bun, fiindcă nu se agită așa de ușor. Dar poate este și prea lent și atunci când ar trebui să se mobilizeze pentru sine, să-și facă, de exemplu, un program de, nu știu, de mișcare în fiecare zi, da? Sau un program de alimentație. Uite, mănânc doar de 3 ori pe zi și îmi împar dimineața, mănânc poate doar fructe sau un smoothie, da? La prânz mănânc o salată mare și pot să pun, știu eu, telemea în cuburi sau pot să pun ou în salată sau, mă rog, tofu sau fiecare ce proteine vrea, da? Doar să aibă un regim bun. Asta este important. Da? Și să facă mișcare. Da? Așa, în mare, cam asta ar fi. Acum, fiecare om este considerat separat. Da? Nu se poate spune așa în general la oameni, uite, tu trebuie să mergi, sau la toți oamenii, e bine asta, nu e bine asta, nu e bine asta. Trebuie personalizat. Fiecare regim alimentar, fiecare consultație trebuie personalizată pe persoana respectivă. În general, nu prea se poate spune la alimentație decât să bea apă, să zicem, fiecare, dar depinde cât îi trebuie, da? Să mănânce și fructe și legume zilnic, chiar și crude, bineînțeles, dacă sistemul digestiv îi permite, dacă nu poate sucuri de fructe, dar și la sucurile de fructe trebuie să avem grijă, fiindcă ele au un index caloric foarte mare, glicemic, da? Cresc glicemia, fiindcă sucurile de fructe sunt foarte dulci. La unele persoane asta nu face bine, poate ar trebui diluate cu apă. Da? Dar să mâncăm zilnic fructe și legume și să nu umplem stomacul. Iar este un principiu foarte important, să nu umplem stomacul 100%. Chiar dacă ne este foarte foame, să ne oprim din mâncare când simțim că am mai putea mânca un pic. Da? Fiindcă stomacul are nevoie deloc să miște mâncarea, să o amestece cu sucurile digestive, și dacă l-am umplut 100% sau chiar mai mult, stomacul nu poate amesteca sucurile digestive cu mâncarea, și atunci dacă sucul digestiv nu ajunge la toată mâncarea, se digeră foarte greu, procesul digestiv durează mult, ne îngreunează, nu ne simțim bine, nu putem nici gândi ca lumea, nici nu e bine să ne culcăm cu stomacul plin, da? Și nimic nu funcționează bine dacă nu digerăm bine. Da? Deci stomacul se umple doar așa la 3 sferturi, hai maxim 80% să fie loc pentru sucurile digestive să se amestece bine cu mâncarea care a mâncat-o la acea masă.
Da? Deci astea ar fi așa principii mare, dar fiecare om trebuie luat separat și văzut ce-i trebuie. Bun, și o altă chestiune ar fi, după ce să zicem că ne integrăm în unul din aceste trei Tipuri. tipuri constituționale sau undeva la mijloc, cum am putea integra în viața noastră eficient această practică ayurvedică? Adică, bun, ne observăm, să zicem că, sau mergem la cineva care se pricepe poate mai bine decât noi și ne spune cam ce constituție am fi. Cum integrăm în practica noastră de zi cu zi principiile sănătoase din Ayurveda? Păi, tocmai cum zisesem, deci dacă mergem la specialist și ne spune, uite, tu ai tip constituțional predominant vata, da? Deci ești un om așa mai exuberant, care se exteriorizează ușor, da? Care își consumă energia foarte repede, da? Atunci avem nevoie, în primul rând, să știm că trebuie să fim, la toate tipurile constituționale, trebuie să fim atenți la noi înșine, conștienți de noi. Deci să ne luăm un pic de timp în fiecare zi în care stăm jos noi cu noi înșine și ne observăm, de exemplu, cum a fost ziua. Dacă seara avem un pic de timp, cum a fost ziua? Ce am făcut? M-am exteriorizat mult? M-am epuizat? M-am supărat? Și să încerc să mă împac cu toate cele care s-au întâmplat peste zi. Dacă m-am certat, de exemplu, cu vecinul, să îl iert, da? Să zic că poate o fi avut o zi proastă, e treaba lui, dar eu îl iert, fiindcă dacă eu rămân cu supărarea, mă încarc pe mine și eu nu mă simt bine. Da? Deci să ne observăm în general și să vedem care sunt excesele, fiindcă întotdeauna calea de mijloc este cea mai importantă. Da? Și atunci când am văzut că am lucrat prea mult sau am dormit prea mult, da? Sau am mâncat prea mult, da? Să îmi fac astfel un plan în care să fiu echilibrat. Da? Deci tipul vata are nevoie să mănânce bine, să mănânce într-o atmosferă liniștită, dar nu la un serviciu unde e cantină și mai vorbesc cu 10 alți colegi. Da? Mâncarea trebuie să fie luată într-un mediu liniștit, să fiu atentă la mâncare, da? Să-mi cadă bine mâncarea, să simt savoarea mâncării, da? Care să se depună mai bine. Tipul vata are nevoie să doarmă suficient, dar să se odihnească suficient, să nu bea cafea, da? Și să mănânce conform tipului constituțional al lui. Tipul pita are nevoie să fie mai puțin competitiv, da? Mai liniștit, mai calm, să nu se certe foarte mult, da? Să nu fie dominator, da? Să se observe, să ia în considerare că și alții pot avea dreptate, și alții pot avea o părere. Da, să aibă grijă să nu consume condimente foarte iuți sau alimente care agită, dar el oricum fiind competitiv, să aibă grijă să bea suficientă apă, da, și el să se odihnească suficient. Iar tipul Kappa este foarte important să aibă un stil de viață în care integrează și mișcarea, da, fiindcă el este mai lent, mai molcom din fire, deci în fiecare zi are nevoie să facă mișcare, nu trebuie sport de performanță, da? Dar măcar jumătate de oră să facă mișcare zilnic, să nu facă exces de mâncare, da? Cât mai puțin și cât mai multe fructe și legume. Da? Și el poate să încerce să se exteriorizeze puțin mai mult, să lucreze puțin mai mult, da? Să fie echilibrat, dar fiecare din noi să se observe psihic cum este, da? Și starea psihică a noastră să fie cât mai bună peste zi. Și dacă observăm că ne-a indispus ceva, să încercăm să refacem starea bună prin ceva ce știm că ne face bine. O muzică, știu eu, un somn, un masaj, mergem la not, nu știu, ne uităm la o comedie, orice. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat și cum emisiunea noastră se apropie de final, o să conchid prin a spune că a fost o oportunitate de a înțelege cum funcționează medicina ayurvedică și cum poate să ne îmbunătățească sănătatea și calitatea vieții și este bine să ne bucurăm de fiecare dată când descoperim lucruri noi și să le punem și în practică, evident, pentru că chiar dacă a fost o călătorie captivantă în lumea echilibrului și a vindecării prin Ayurveda, dacă doar am auzit aceste lucruri și le lăsăm undeva așa într-un sertar, nu vom face nimic. Important este să luăm și să punem în practică. Vă mulțumesc tare mult și mulțumesc tuturor celor care ne ascultă. Și eu mulțumesc foarte mult și vă doresc succes în aplicarea unor principii bune pentru noi. Și până data viitoare, la următoarea ediție, vă doresc numai bine!